ziua! În centru, vă rog. Vă rog să mergeți în spate. Și dacă nu merg? N-o să fie bine. Să mor tu! Băi, fato, cum vorbești așa? Dă-te jos! Acum! Stai bine? Da. Da? Mulțumesc! Da, mulțumesc! Sau vrei să stai în spate? Nu. E ok aici. Ha, zi un banc. Nu știu niciunul. Ba, tu vrei să zbor creierii? Cum chem liftul în Albania? Apăsăm pe buton. Costă 25 de lei. N-ai 5 lei. N-am rest. Nu, e ok așa. O zi bună. Bă, stai salut de taximetrist. A, da? Da. O zi bună! Te mande nasfuna toceri. Tu șarau la sangla malca. Deci, ce se întâmplă? Sunt dezlegătoare și legătoare de farmece și blesteme. Descânt, ghicesc în porumb și în curmale. Lucrez cu magie albă, dar mai ales neagră. Eu de magie albă aș avea nevoie, că sunt credincioasă. Eu știu de ce ai tu nevoie. Dar dacă așa vrei, facem cu magie albă. Treacă, meargă de la mine. Soțul meu mă înșeală. Vrei să suferă? Sau numai să vii acasă cu coada între pecioare? Să vin acasă și să uite de farmecele femeii alea. Și dacă se poate, să aibă succes în afaceri. Vrei să fie milionar? Nu, să nu fie. După aceea mă lasă de tot. Bine, să începem cu ghicitul în cafea. Nu beau cafea. Păi și cum vrei să-ți ghicesc? Nu pot să beau, îmi crește tensiunea. Ce-ți crește? Bine, hai că-ți ghicesc în palmă, adă palmă-n coace. Aoleu, aoles, baoles. Ce? Nu-mi place ce văd. Păi zice aceea că cavalerul nu se mai întoarce la prințesă. Păi hadă încoace mâna, dă să ghicesc mai departe, hadă încoace. Și că nu este cale în lumină să facem să-și limpezească ochii. Nu se poate face nimic. Păi dacă vrei, îi înot pecioarele. Nu, nu, te rog, nu-i face rău. Force, dar să nu pățească nimic. Îmi trebuie ceva purtat de el. O flanea, un jerseu, un fir de păr, ceva. Am o șosetă de-a lui. E purtată. E bună? Da, încoace. Dar ce? Umbli cu șosetele lui bărbatul tu la tine? Da, așa sunt întâmplător la mine în geantă. Copiii, cred. Bine. Pune cașcavalul pe farfurie și hai în jumătate de oră să-ți iei făcătură. Ce să pun? Banii, fă, banii! Pe mandecii asta la...
Să vii altă dată. De ce? Soseta asta mi-a adus aminte de bărbatul meu. Și? Și n-am putut să mai îți fac nimic. M-am blocat. Doamne ferește. Păi, atunci când dai banii înapoi. Să vii altă dată, n-auzi. Mersi! Că dopă, doamna! Iubitule, hai să comandăm și vita argentiniană. E cea mai bună din oraș. Uite, asta, cu 240. Nu prea mai foame. Bine, atunci comand doar pentru mine. Să luăm și vinul ăla vechi, ăla care ne place nouă, din 1970. Păi ce, ăsta nu-i bun? E, ăsta e doar de încălzire. Bine. Cum zici tu? Mașina merge bine. La mulți ani! La mulți ani. Să bem pentru noi. Mă bucur că în sfârșit ai decis să o lași pe nevastă ta. Totuși, suntem de 3 ani împreună. Când îți aduci lucrurile? Zilele astea. Ah! Ai luat biletele pentru Zanzibar! Maria, Maria, a intervenit ceva. Să nu-mi spui că te-ai împăcat cu ea! Nu spune asta! Nu! Nu, Maria, mașina mea e în servis. Ah, nasol. Da, nasol. Oare ai putea tu să plătești de data asta? Glumești, nu? Și ciorapii când vrei să ți-i spăl? Mașina în servis. Oh, câte zile de tine? La două zile. Păi și ce faci? Stai acasă? Petrecem prea puțin timp împreună. Te iubesc. Și eu, iubitule, lăsă-ți gătesc plăcinta cu mișine. Băi, ce-i ăsta? Nu știu. Copiii, cred. Cred că e melc. Melc o fi. Gata. S-a rezolvat. Mulțumesc frumos. Oricând știi că sunt mare. S-a speriat? Crede-mă. Nu se mai e probleme cu ea. Citit? Fă! La noi în șatră numai femeile citește. Ce? Viitorul în căsfă! Iai! Mă, caramele, cu mine nu poți să fii dacă nu citești. Bine, fă, de dragul tău mă apuc de citit. Mă, dar tu mă iubești, mă. Ce să fac? Vreau să măsur. Fă, mă fac antreprenor ca tata. Haos, fă?
Dar de ce ești făcută fă de cerut actul pe tine de 50.000 de euro? Stupidă ești tu cu tăneamul tău, fă! Hai caramele să merem de aici că-ți găsește mama alta mai frumoasă și mai ieftină! Pu! Uri! Stupidă! Dacă de aici strâmbă! Chevroletto! Lasă că o să fie bine, Chevroletto! Ce m-ai speriat! Scumpă, în sfârșit ne vedem, după atâta timp. Hai, stai jos, stai jos. Oh, ce mă bucur să te văd. Cum îți merge? Senzațional. Păi te cred după ce ai câștigat 1.000.000 de euro la loto. Să știi că nu m-am băgat în bani. Nu? Dar ce faci, dragă, vrei să mor cu bani? Cine a zis că vreau să mor? O cafea, te rog. Mersi. Mă duc până la bani. Vin imediat. Cum ți se pare cafeaua? Stai, dragă, că încă n-am băut. Doamne, ce zi am avut azi! Am fost la epilat. Marsa aia cu ceară... Ar trebui să o faci definitivă. Mi-o fac. După aia am fost la soacră mea. Doamne! Nimic nu-i convine! Mie îmi spui. Păi ție, că-i soacră mea, nu-i soacră ta. Eu în locul tău i-aș da 100.000 de euro. Să vezi cum ar tăcea. Și eu în locul tău. Stai! Te rog, nu bea. De ce? Am pus o travă în ea. Hai că clumit! Stai liniștită. Și eu am glumit. De fapt, n-am câștigat la loto. Am vrut să văd dacă ești invidioasă. Așa că o să-ți fie dor de mine. Normal că da. Cât de mult? Așa de mult că deja număr clipele până când am să te revăd. Să nu uiți să muți măslinul. Nu uit. Nu să am grijă de măslinul tău. Și să dai de mâncare la pești în fiecare dimineață. Mă descurc. Sigur? Da. Și să nu fii supărată, că vine ursulețul tău înapoi la tine. Așa e că o să-ți fie dor de mine. Normal că da. Cât de mult? Așa de mult că deja număr clipele până când am să te revăd. O să-mi uzi măslinul. Da. Așa e că o să-ți fie dor de mine. Normal că da. Zi-mi cât de mult o să-ți fie dor. Nu vă supărați. Pot să vă rog ceva? Pleacă-mă deci cu chestiile astea, mă, fată. Să știi că nu mi se pare normal că statul nostru n-a abolit pedeapsa cu moartea. Mie îmi spui. E nervant. Ce să zic? Eu chiar sper să se abolească. Pe bune, e enervant. De fiecare dată când mă duc acasă după... Nu pot să mă joc cu copiii cel puțin jumătate de oră. Da. Așa aș fi și eu în locul tău. Câți ani au copiii? 5 și 7. Bă, aleargă toată ziua asta atât de plin de viață. Iartă-mă. Da.
6 copii. Tu ai familia? Adică ai avut familia? Deși n-am avut niciodată nevastă, am 10 copii. Să-ți trăiască. A, știu. Ai avut bani din droguri, nu? Dar nu de pe banii de droguri am crescut eu copiii ăștia. Nu? Am avut asistență socială. A. Alo, da? Da, să trăiți. Imediat. Ai o ultimă dorință? O ultimă dorință? Ce să zic, aș dori... o bomboană. Poftim, e demența. Doamne, Dumnezeule, închide mâinile! Inspiră! Mă, nu inspira! Alo? Trimite-ți vă rog ambulanță, e rău condamnatului. Ce să-i fac? Manevra Haimi? Bă, nu știi care e. Stați liniștit, se rezolvă. Caut eu pe net, se rezolvă. Se așează condamnatul pe sol. Se apasă cu borcancul. Nu. Bă! Nu prea. Câteodată se mai aud zgomote noaptea, dar nu știu dacă e de la vecini sau de la cei care au locuit aici înainte. Au murit. Câteodată mai simt că mă strânge cineva de gât în somn, dar eu nu cred în prostiile astea, adică nu. Câte camere are? 3. E curat. Parcă vă cunosc de undeva. Luminos? Cred că m-am văzut la televizor. Îmi place, fix ce-mi trebuie. Ah, el a locuit împreună cu mama lui aici. Niște oameni foarte cum se cade. Băiatul tocmai s-a însurat. E antreprenor. Și Diana și a locuit aici. A câștigat 1.000.000 de euro la lotă, vă dați seama că s-a mutat. A vrut să-mi cumpere apartamentul, dar i-am spus că nu este de vânzare. Ea este fiica mea. Ah, o știu. De unde? Mi s-a părut. Este foarte sensibilă, nu i-am oferit suficientă atenție și are nevoie de foarte multă afecțiune. Haideți să vă arăt și baia. Mama, nu mai știu ce să mă fac. Iar m-am certat cu colegii. Tot timpul așa se întâmplă. Hai, mama. Tu șarau la sanga malca, pe mandeci asta la socer, hai pentru mangel, sostar na pabarel, hai la la la.